După ce l-au răstignit și au împărțit hainele lui între ei, aruncând sorții pentru ele, ca să știe ce să ia fiecare. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Deasupra lui era o inscripție pe care era scrisă acuzația: Împăratul iudeilor. Au răstignit împreună cu el doi răsculați, unul la dreapta și unul la stânga lui. Astfel a fost împlinită scriptura care zice: a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Cei ce treceau pe acolo blasfemiau împotriva lui, dădeau din cap și ziceau: ha, tu, cel care dărâmi templul și îl reconstruiești în trei zile, salvează-te pe tine însuți și dă-te jos de pe cruce. Tot astfel și conducătorii preoților împreună cu cărturarii îl batjocoreau între ei zicând: pe alții i-a salvat, dar pe sine însuși nu se poate salva. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Cei care erau răstigniți împreună cu el îl insultau și ei. Când a venit ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. La ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lema sabachthani, care tradus înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo l-au auzit și au zis: iată că-l strigă pe Ilie. Cineva a alergat și a umplut un burete cu oțet de vin, l-a pus într-o trestie și i l-a dat să-l bea, zicând: lăsați să vedem dacă vine Ilie să-l dea jos. Dar Iisus, strigând cu glas tare, și-a dat suflarea. Atunci draperia templului s-a rupt în două, de sus până jos. Când centurionul care stătea în fața lui Iisus a văzut că și-a dat suflarea astfel, a zis: într-adevăr, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau și Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel tânăr și al lui Iose, și Salome, care îl urmaseră pe Iisus și îi slujiseră atunci când se afla în Galileea. Și mai erau încă multe altele care veniseră cu el la Ierusalim. Când s-a făcut deja seară, pentru că era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, Iosif din Arimatea, un sfetnic distins din Sinedriu, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu, a îndrăznit să se ducă la Pilat și să-i ceară trupul lui Iisus. Pilat a rămas uimit că murise deja și l-a chemat pe centurion ca să-l întrebe dacă murise de mult. Aflând aceasta de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. După ce a cumpărat o pânză de in, Iosif a dat jos trupul, l-a înfășurat în pânza de in, l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă și a rostogolit o piatră la intrarea mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde era pus. După ce a trecut ziua de sabat, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să-l ungă. Și în prima zi a săptămânii, foarte de dimineață, în timp ce răsărea soarele, au venit la mormânt. Ele își ziceau una către alta: cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului? Însă, când s-au uitat, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese rostogolită. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr îmbrăcat într-o robă albă
șezând în partea dreaptă, și s-au înspăimântat. Însă el le-a zis: nu vă înspăimântați, voi îl căutați pe Iisus din Nazaret, cel care a fost răstignit. A fost înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă și spuneți-le ucenicilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus. Ele au ieșit și au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de tremur și de uimire. Și n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau. După ce a înviat, în dimineața primei zile a săptămânii, Iisus i s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care alungase 7 demoni. Ea s-a dus și i-a anunțat pe cei ce fuseseră împreună cu el, care se tânguiau și plângeau. Dar când au auzit ei că trăiește și că fusese văzut de ea, n-au crezut. După aceea, în timp ce doi dintre ei se duceau pe jos la câmp, li s-a arătat sub o altă înfățișare. Ei s-au dus și i-au anunțat pe ceilalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Mai târziu, li s-a arătat celor 11, în timp ce stăteau la masă. El i-a mustrat pentru necredința și pentru împietrirea inimii lor, fiindcă nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat. Semnele care îi vor însoți pe cei care cred sunt următoarele: în numele meu vor alunga demoni, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, iar dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu le va face rău deloc. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și aceștia se vor face bine. După ce le-a vorbit, Domnul Iisus a fost luat în cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. S-au dus și au predicat pretutindeni, iar Domnul lucra împreună cu ei și confirma cuvântul prin semnele care îl însoțeau.